Vă salut, domnul Ion. Să trăiți, bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. La Fundeni Zărnești. Suntem la Ion Mizilic, ca să zicem mai bine, la ferma dânsului, la stână, de fapt. La stână, că nu e fermă. Stâna lui. Stâna de capre. Capre și câțiva ciobănești. Și câțiva ciobănești. Românești. Românești, autentici. Nu avem alte rase. Mai avem și ceva, un mixaj așa de Bucovina. Da, am văzut. Un mixaj așa și corb. Da, 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 da. Avem și un corb original. Avem, ținem de toate categoriile, numai serviciu să facă, nu serviciu la expoziții. Corect. Da. Aici văd că aveți o zonă așa frumoasă de deal. Da, e o zonă deluroasă, nu e zonă montoasă. În zona dumneavoastră aici sunt ceva animale de pradă să vă afecteze? Adică sunt șacali. Sunt șacali, nu? Au pătruns. Avem urs, dar nu aici local, undeva la 2 km partea dealului aici, dar n-au venit să ne deranjeze. Păi izlaz, dacă ne ducem cu animalele, e posibil să mai atace, da? Câini cu noi. Mistreț și șacali. Șacalii prăpăd. Prăpăd, da? Da, vin dacă sunt câinii legați în pătim din noapte. Ce prinde, dacă prinde la gard animale, bagă și trage, rupe prin gard. Uitați ce garduri am din plasă, le-am făcut special. Da. Dacă faci de corlăți și aia, trebuie să mai țin câinii legați, că mai sunt locuri pe aici și vin oamenii la tăia de vie sau au anumite terenuri, au lucerni puseau și sare la oameni, câini și nu e normal. Da. Și îi țin legați. Și în momentul când îi țin legați, dihania nu se uită, trece și la un metru de ei. Și vin și special, uite, le-am făcut garduri de 2 metri de plasă. Da. Când mi-a rupt capra prin gard. Deci au băgat murtul prin plasa aia sudată de 10 și mi-a prins, mi-a scurt la murtă. Da? Așa de incisiv sunt șacalii? Da. Păi aveam tatașul la aici și stăteam pe timp din noastră cu un tatașul și mă uitam la ei cum se uită prin gard și pe timp cu dinții de pe aici. Șacalii se intre la dinții prin plasă, pe timp din noastră. Și ei erau legați. Așa n-au ce să mănânce și sunt foarte, sunt foarte nenorociți. Ne-au picopsit și cu șacalii. Am 47 de ani, dar de mic copil am umblat nopții cu animalii pe aici, cu vaci, cu ce. Noi n-am pomenit șacale, ăștia nu sunt decât aduși, cum au adus și urs în zona la Blăjani, la 2 km din noi și la zona Blăjani, au adus șacal, că spun băieți. Urs? Da, urs. Au adus urs și au adus și șacalii că s-au adus. N-aveau cum să vină șacalii la noi în zonă, n-aveau. Dacă, deci n-au venit de generații din bătrâni și a apărut brusc odată șacal. Deci asta duși. Da. Mai mult ca sigur. Aici ce avem? Un Bucovina. Aici avem un Bucovinean. Mixaj. Mixaj. Asta e un câine care nu e, nu e corp, undeva un mix, un mix. Deci tot un metis, practic. Aici mai am un câine care nu-i din Bucovina. Stai cu minte. Și la câini, și la om, și
E bun, dacă fata animalului, indiferent unde fata l-am avut cu mine pe pășune, le lași ore întregi acolo, nici nu strică să ia miel sau el să plece, dar nici nu pleacă de lângă animal, nici nu te apropii. Acolo e foarte docil câine. Ăla e un corp, un negru. Ăsta e un corp. Da. Mă știi? E tot așa, e câinele. Asta e câinele de 6 ani. 6 ani are? Da. Cel de aceea are 4 ani. De asta. Ăsta are 4 ani? Da. Aia e o cățeală, a făcut un an și 2 luni. Are cățeala. Asta e la un an și 2 luni, nu? Da. Cea legată de cireșul ăla acolo, e cățea de 5 ani de zile, a făcut 5 ani în primul rând. Mergem și la aia acolo să, da, să o vedem. Cu frumos și corbul ăsta. Frumos corbul ăsta. Da. E foarte inteligent. Foarte... Eu mă uit la întorcătorul ăsta că pe mine m-a mai mușcat un întorcător pe la spate. Mai am patru aici, aici vreau să fac un bordei în pământ, am săpat cu buzoi escavator. Da? Da, o, un bordei cum era odată așa? Da, pentru brânză. Ah, ce interesant! Pe timp de vară. Pentru brânză special. Da, fac 4 pe 4, cu adâncime de 2,50 m. Aha. Bine, o să fac ce trebuie. Îi plachez pereții pe margine, o să-i pun membrană, folie și pe urmă scândură. O fac ca lumea. E ceva investiție să faceți totuși. Faci, faci. Dacă vrei să faci și ai ambiții, faci. Dar mai greu că ești de unul singur, dar asta e situația. Nu avem încotro, nu avem ceva. Aici am făcut ca să-i fac intrare cu tunel. Cu tunel? Oho. Da. Foarte interesant de văzut așa pe viitor când îl terminați. Da, 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 da. Da, mă, vreau să-i fac pod, normal, da, cu scândură, cum trebuie, cu grinzi, făcut ca lumea. Și de acolo să vin făcut cu lemn, iar cu ce trebuie, cu, și cu stuf, cu pământ, cu mai mult, cu scândură. Și ăsta e... Ăsta e proiectul. Da, eu mi l-am conceput din mintea mea, hai să luăm pe aici, că... Acolo e pământul ăla și-s boschete. Eu nu l-am conceput. Asta e E o cățea foarte mare, am zis că e mascul, am zis prima dată când am văzut. Cățea ce mare e, ce masivă e. Mai avut o fătată. Dacă îi dau drumul, strig la ea acolo, stă toți. I-am învățat foarte ascultător. Îl mai avem pe ăsta aici, e frate cu cățeaua aia de un an și câteva luni. Da. Ăia doi sunt frate. Sunt frați ăștia? Da. Și uite așa îi țin legați pe lângă garduri din cauza la divării, din cauza la șacari. Altceva nu vine să ne spui, mai vin mistreții, dar ăia vin strecători, vin pleacă, dar șacalii îl bătăi de cap cu ei. Acolo, acolo. Cu așa. Mm.
Da. Gata, e ok. Aici am o cățea. E undeva un metis de Carpatin. O cățea foarte, foarte, foarte deșteaptă. O cățea foarte inteligentă. Metis de Carpatin cu ce? Cu ceva de din ciobănesc românesc de-al nostru. Iana. Aha, ce frumoasă e. Astea le-am pus pentru umbră. Umbrare? Da, ca să aibă câine umbră. Da, foarte frumos. Și ăla e un bălan. Maică a fost o cățea bălanul un ciobănesc, taicu-su un ciobănesc corb. Uh-huh. Și uite ce a rezultat. Haide să vedem și mai. Na bălan. Na bălan, na. Na bălan. Hai că stai eu mai departe așa să nu... E un câine destul de măricel așa, ca dimensiuni. Da. Un câine... Are câine 3 ani. 3 ani. Frumos, da. E reușit așa, ca și fizic arată bine. Da, da, da. Da. Câine 3 ani... Da, frumos, frumoși câinii. Aveți frumoși câinii. Sunt agresivi dacă le dau drumul și strig la ei, dau gură la ei. Dacă nu dau gură la ei și strig la ei, sunt foarte ascultători, foarte docile. Exact, exact ce trebuie pentru o strâng. Da, dacă merg, uite, stă toamnă, mă duceam cu ele la câmp o lună jumate prin sat. Aveam cu mine, cu animalele, pe toți, mă duceam pe câmp. Nu se repede la oameni, numai în cazul dacă strig la ei, dau gură la ei și amuz, se bagă la om, dar altfel nu. Foarte cuminți, foarte înțelegători. Da, da, da. Bine. Și acolo avem un corb? Ăla e un corb, de pare un an și 3 luni, câinile. Un an și 3 luni are ăsta? Da, uh-huh. Ăla legat de gar. Acolo tot așa e. Uite, puițel, prin preazmă, la animale v-am spus. Da, da, da. La divan. Asigurați un perimetru, ca să zic, da, așa. Și țin cățeaua aia slobădă, că un singur câine nu poate să tăbare un om, doar să fie rău, rău, agresiv. Da, ea da, e da. Agresivă, dar nu e agresivă maximul. Ca să... Maximul. Vine, îți dă roată, să învârti, dacă sunt mai mulți slobiți, vă dați seama la grămadă. Tabără, te tăbară, da. Și te pune jos, da, așa nu. De aia și țin legat, v-am spus, din cauza la oameni, din cauza la dihănii, că dacă îi lași clobis câini, mai pleacă, ba încolo, ba încolo, așa stau legați, le dau mâncare, le dau apă, da, 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 și țin legați. Că n-am ce, n-avem altă situație. E bine totuși cum... Da, da, e de muncă, că de unul singur la 100 și... Da. Intrăm pe la capre sau? Mai merg de acolo, să vă mai fac o poză între ei, așa că e. Da. Frumos, frumos și corbul ăsta. A rupt o dreapă.
Mergem la capă, da? Frumos și bret. Și aici avem capurile nespătate, că au început să fete acum de 3 zile. În 3 zile mi-au fătat în jur de 28 de bucăți. Numai carpatine țineți ca și rasă, nu? Și carpatine, și metisuri, și... ne interesează să dea producții, lapte. Producția nu contează, da. Nu ne interesează numai neapărat frumusețea, că nu mergem la expoziții. Să poți te hrănești după urma lor. Da, da, da. Fată. Fată? Aha. Să o bag la loc. Să bagăm fete, oameni buni, trebuie să o bagi aici la locul ei. La boxă. Nu lași poarta. Nu. Uitați aici. Iezii sunt fătați pe jos, pe aici trebuie să nu calc pe ei, foarte frumoși. Poate majoritatea numai câte 2-3. Câte 2-3 așa, da? Da. Așa, fate. Văd și aici o alpină. Sau... Nu, asta... E undeva un anglo din aia cum... Anglo-nubiană? Un metis. Un metis ceva. Așa le-am adus, după unde le-am adus. Bine că seamănă un pic și cu alpina, dar l-a colorit așa un pic. Da. Și aici miei ăștia... Uite ca să... Am miei la oi. Am cumpărat câteva oi. Uitați capra aici. Aha, asta e mai spre anglu, da. Un pic la ureche, așa se vede. Da, și aia, le-am luat, așa le-am luat, să seamănă. Da. S-au fătat ieri. Au fătat ieri, nu? S-au pus pe fătat, au început să fete și... Ce să faci? Uite ce colorit interesant are asta, jumate așa. Da, pe are o ieduță frumoasă, tare colorată, dacă vă arăt. Nu vă veni să pe ei. Asta, am pune eu? Nu ai. Stai să vă arăt eu. Aha. Ieduțul ăla. Da, ce colorit are și asta. Pița. Și aia e măsa. Da, aia e măsa. A moștenit în... Și cu colorit. Aia e soră asta. Ăsta am un două la capră. Aha, maronia aia. Da. Ăsta am un două la capră. Ăsta e de lii. Și aici... Dorm eu pătind din noapte cu cojocul. Dormiți aici? Da, aici, între ani. În boșca asta. Nu poți să le lași singuri, nu. Interesantă. Mă chinui că ei pentru mine sunt animalele mele. Dar să ne fim, să fim înțeleși. Pentru altul să mă duc, nu fac. Nu. Fac pentru mine propriu. Muncesc, am 130 de capete singuri.
la ele, și vară și iarnă. Eu mă duc cu el, eu fac brânză. Deci e full, job full, full în time. În fiecare zi te scoli dimineața la 4, pe timp de vară. Iarna acum undeva la 5 jumate, 6, cel târziu, când se lumină. Pe timp de vară la 4 și te curci pe timp de vară seara, mai devreme de 12 noaptea, nu ai cum. Că mulți faci brânză, trebuie să vii cu animale, deci totul să ține flux continuu, așa. Și e greu de rezistat? Rezici, dacă ți-e drag și faci ce-ți place, rezici. Nu ți-e drag, am lăsat munca din afară, din Franța și am venit și m-am apucat de treabă de animale. Și nu regretați? Nu, fac ce-mi place mie, nu ce place la azi. E mare lucru ăsta. Am permis de conducere, am BUC-ul, eu aș putea să mă duc să lucrez oricând pe tir. Deci am toate gradele, nu-mi place. Am crescut de mic cu animale, așa am fost de la părinți și așa îmi place. Și fac ce îmi place mie, nu ce le plac la alții. Da. Și pe viitor doriți să faceți numai treaba asta? Cât mor ține picioarele, când noi mai puteam mai mult ține picioarele, nu le mai țin. Da. Dacă da. Sunt bun de muncă, fac. Sunt mulți care nu vor să facă și au posibilitate, nu le place munca. Da. Ia să mă uit un pic așa, că să arătăm la public. Ia uitați ce, între animale aici, unde Patașcă. Doarme. Cum îi spune la asta? Patașcă. Patașcă, așa îi spune? Da, pe timp de vară o dau afară. Aha. Afară. Am pus lucrul aici, saltea relaxa. Ah, saltea relaxa, da, da. Ok, da. Și... trebuie să am și eu cât de cât așa pentru mine, samarul la măgăreață. Cărăm apă când plouă, aducem apă din la fântână din sat. Aha. Cu bidoanele pe măgar, că nu putem intra aici că nu avem drum pietruit sau nu avem asfalt. Și asta ce dimensiune are pe lungime așa? Pe, are la 2 metri. La 2 metri. Și 10, 2 metri 20, cam așa. Că pare mic așa, dacă eu nu știu dacă încap eu acolo. Cum să nu? Dar da. În cap. Și așa am zis și eu prima dată, dar am făcut-o exact după saltea. Aaa, am înțeles, deci 2 metri saltea. Am standard. Luat salteaua și am curăit-o, am făcut-o după saltea. Foarte tare. Și dumneavoastră ați făcut construcția asta sau? Poftim? Zic, dumneavoastră ați construit-o? Cu... aaa, băiatul. Cu Cornel, cu Vărmiu. Cu Vărul, aha. Dacă aveți nevoie... proiectul la mine și mâna de lucru la el. Dacă vă interesează, uite aici, poate o căpriță. A, e asta de... Stai jos, mă, stai să te ajut. Ia să o ajut. Ia să o ajutăm să plece. A fătat. Da. E în regulă iedul, da? Da. Îi luăm mlațele de la gură ca să poată să respiri și o lăsăm așa, că o să scoale ea și o să-l lingă. Ca să se acomodeze, să înveți cu el. Da, da, da. Și uite, asta e munca, de când de aici animalele știți cum e, că ați mai fost printre alte părți. Da. Necesită timp și nu ai libertate, nu știi de sărbătoare, nu știi... De excursii la mare, concedii, ce nu prea. Ce mai vorbim? Te duci pe Izlaz, avem în jur de 600 și ceva de hectare de pășuni, te duci, ți se urăște și de munte și de mare și de tot. Picioare să ai, să te ții după ele zi de zi. Da. La mine animalele merg tot timpul și vară și iarnă, zilnic. La mine nu stau animalele închise. În fiecare zi, vara e programul de vară, iarna e programul de iarnă. Iarna le dau drumul undeva la ora 12-1 în fiecare zi și le închid seara. Când le dau tain, le dau... Dar le țin așa că mai mult nu am cheltuială cu ele. Aha. Deci la mine 130 de animale pe timp de iarnă, undeva la 2 toni jumate de porumb. Consum cu ele. Și am mâncat, am avut cheltuială cu ele
15 baluți de aia mari rotunzi din Otreț până în momentul de față, de când a ieșit iarna. Atât. Și ați văzut, am dita mai șira de baluți și am făcut 120 de baluți de aia mari. Da, da, da. Am Otreț, dacă e să o iau așa, mai le țin încă 3 ierni. Otrețul care îl am. În condițiile care merg zi de zi, la mine nu contează, că e zăpada de un metru, că e de 60, că e animalele merg zi de zi, mănâncă pe izlaz, roade, ba o măceașă, ba o gherghină, ba... Ce să mai găsești? Da. Deci aia nu se pune. Opa. Da, ați zis că aveți și o oaie sau de Camerun? Da. Oamă intralea nepătate acolo. Aha, chiar sunt curios să da. Văd și oaia aia de Camerun. Hai să mergi vară. Vă arăt. Uite, am acum că am fost la târg și am acum de-a plecat, ieși de-a plecat miei, că am capurile fătate și-s multe cu țâțele mari și nu poate să sugieze. Și ăștia trebuie să le iei pe toate la mână, să-i aprești pe fiecare parte. Am ca înțeleg. Să-i dai să sugă. Îți iau undeva la 2 ore jumate, 3 ore. Toată operațiunea asta? Da, că iei pe fiecare în parte, că iei cruziezi, sunt mititei, trebuie să ții țâța. El sugiolea că dă drumul la țâță iar și trebuie să stai, să aștepți unde ei, n-ai ce să faci. Până se formează el. Să... Da, până să măresc, te chinui cu ei o săptămână, două, până... Depinde și cum îi stiei de iuți, de dezghețați, care stiezi mai moi, să sugi mai greu singuri, care stiezi mai iuți, sug singuri, de la o zi, două. Da, da, da. Depinde după ei, cum evoluia zi. Hai să vă arăt și oaia de Camerun. Am avut două. Una am vândut-o, nu merg în... Eu le-am luat, practic vroiam să fac undeva la 50-100 de oi de Camerun. Și am luat deocamdată numai două așa, să le văd cum se acomodează în capre, dacă merg. Nu merg. Una deja am vândut-o. Astea ori ții numai oaie de Camerun, ori ții alte oi sau cu capri. Oaia noastră românească merge. În ele nu merg. Dacă știi ea că e iarbă bună la 500 de metri, fug acolo să duci, strigi la ei. N-au deci nu stă cu cârdu. N-au. Dacă e una singură să ține după astea. Merge. Doar una. Da, dacă sunt două, trei, n-au nicio treabă. Să duc unde vor ei. Am înțeles, deci nu se pretează să ții între oii de ale noastre. Mai bine că am vrut să cumpăr vreo 10 bucăți, mai bine că n-am luat. Că dădeam greș cu ei. Așa am luat două, una am dat-o, am vândut-o. Dar cam ce preț are oaie de Camerun, așa că chiar eram curios, că nu știu nimic. Le-am plătit cu 10 milioane. Le-am luat de la cineva de aici din sat, e preot. Da? Și are oi de Camerun, omul le ține acasă la stabulații și are cerbi, căprioare, ciute, de fapt, nu căprioare, ciute. Deci omul le-a cumpărat coacte în regulă, tot. Da, la, da, da. Nu știu ce, fermă după în județul Prahova, am înțeles. E om care trăiește la țară, îi place animalele, așa au crescut de mici, de la părinți. E pasionat. Da, are cal, are porci mistreți, cumpărați cu acte în regulă, tot de la crescătorii, de la el l-am cumpărat și-o doi. Tot interesant. Așa. Da, uitați-o oaia de Camerun. Gata, am văzut-o între... I-am pus clopățică special, când o aveam și pe cealaltă, nu se țineau în căr, să le aud un se duce. Că... Uh-huh. Să le auziți? Da, pe dispăreau din numai de deci uitați-o, oameni buni. Oaia de Camerun acolo, aia maronia aia. Nu prea stă ea așa să o filmăm. Da. Și celelalte sunt oi românești, oi țigai. De ale noastre. Țigai de ale noastre, da. Da. Uitați-o pe aia de Camerun. Ea. E cea mai mică. Da. Dar oile astea de Camerun pentru ce sunt bune? Pentru carne? Pentru ce? Pentru miei, pentru carne. Că am vrut să le iau, zic, să nu mai am, că n-ai cu cine să tunzi, n-ai cu cine să mulgi, să le țin numai pentru miei.
că se montează. El, în general, după ce fată știu de la băiatul ăsta de le-am cumpărat, el la o lună jumate, două, cel târziu, cam așa, am înțeles să montează din nou, creții tot timpul cu berbeci. Dar nu merg în capre, nici în alt cârd de oi. Mănâncă, mă uitam la ele, mănâncă în special, mănâncă frunze mai, ceva, mai mult ca caprele. Da? Da, sunt foarte pe bază de frunze și aia, dar să ții undeva, să ții un efectiv de 100-200, cât ții, să le ții numai pe ele, să n-ai treabă cu oaie românească, să n-ai treabă cu capră, că dacă ai băgat în ele, n-ai nicio treabă. Unii le pleacă încolo, e tot o nebună. Am înțeles. Și sunt niște oi foarte iuți, fug, nu fugi caprele, că fugi ale. Da. Deci fugi de hijale. Ții cu ei. Și astea mai sunt caprele de fătat. Astea mai sunt de fătat aici. Da. Și uite aici, stăm acum pe timp de iarnă, e un pic mai așa, dar vară e o frumusețe. Stai în aer liber. Da. Peisajul. Peisajul e foarte frumos aici. Da. Avem peisaj frumos. Avem undeva în deal aici la 300 de metri. Avem niște uluci făcute după timpul ce apeului plini cu apă, care stau pe timp de vară și pe timp de iarnă tot timpul plini cu apă. Undeva izvorăște apa din pământ și avem seavă trasă cu furtun și se alimentează și de acolo alimentăm animalele pe timp de vară, pe timp de iarnă cu apă. E bine, e bine că sunt utile. Da. Uite, îmi plac ugerele astea mari. De majoritatea sunt așa, dar după cum depun. Majoritatea. Ia, vedeți pe aia la spate acolo, ia vedeți pe aia. E o pitică de capră asta, o gărgăriță de capră. Ah, ia uite cât augerul are. Are asta lapte. N-are o capră mare, normală, cât lapte are asta. Da, da, e o gărgăriță de capră, o pitică. Dita mai ugerul. Și n-a fătată, e depusă, aștept să fete. Da. Acolo. Dați-vă lateral acum. Au, au. Ia uite. Să vede, să vede ce uger. Și capre românești. Românești, de ale noastre și dita mai uger. Dar au mai selectat, am mai selectat. Ca mai să... selectăm din ele. Și oprim numai cei pe producții mari. Și... selectați numai cele mai productive. Da. Aici avem la domnul Ion și măgărușul. Măgăreața, puica de... asta e femelă, nu? Da, cărăm apă pe timp de ploaie, punem samarul pe ea, bidoanele și mergem la apă, de aducem apă pentru stână. Doar pe asta o aveți? Da, doar măgăreața. Asta și o țin așa împiedicată că s-a învățat și pleacă de la stână, pleacă la altcineva, la saivan, la stână acolo și se duce la oameni acolo și na, ca fiecare, se duce, le strică la baluții din altreță, la alea. Că dacă ar stai așa, n-ar fi o problemă, dar s-a învățat și pleacă. Da, 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 am înțeles. Frumoasă măgăreața, frumoasă, îmi place. Puica. Puica, e blândă? Da, e foarte blândă. Dacă te vezi că mănânci biscuiți, bomboane, pâine, orice, imediat. E pofticioasă. Mai așteptăm să mai treceți pe la noi. Poate cu altă ocazie. Mulțumim mult, domnul Ion. Poate ne mai prindeți pe timp de vară, că acum încep pătările, să facem și o brânză, să facem ce trebuie, așa, acum pe timp de... Sigur că da, cu mare plăcere. Pe timp de un ceaun, că așa se face la stână, nu vorbim de acasă, acasă e cu totul altceva, la stână e cu totul altceva. Altceva. Da. Da. Noi vă salutăm, de aici, de la domnul Ion. Numai bine tuturor și sănătate! Doamne ajută! Sănătate, Doamne.